În 1871, la doar 12 ani de la desemnarea orașului drept capitala țării, se înființează Societatea Română de Tramvaiuri, pe străzile Bucureștiului, văzându-se primele tramvaie tractate de cai. În 1894 se dă în folosință prima linie electrică pentru tramvaie, pe traseul Obor-Cotroceni. În 1909, transportul public își cristalizează structurile de organizare și funcționare, se extinde și se modernizează în raport cu vremurile. La 12 iunie 1909 s-a promulgat legea prin care s-a constituit fizic și juridic Societatea Comunală a Tramvaielor București, pe scurt STB. Societatea Comunală a Tramvaielor din București își începe ascensiunea economică, veniturile sale sigure și constante, dându-i posibilitatea să sporească numărul depourilor și să mărească parcul de vehicule, atât cu tracțiune HIPO, cât și cu motoare electrice. Concurat tot mai mult de electricitate, tramvaiul cu cai începe să se vadă tot mai rar pe linii, iar în grajduri rămân multe padocuri goale. Într-o bună zi, la 6 iunie 1929, STB retrage pentru totdeauna, de pe toate liniile, pitorescul, dar vetustul tramvai cu cai. Apar în schimb primele trasee de autobuze, cu mașini importate din America, Germania și Franța. În 1936, STB avea un parc de 392 de vehicule, care circulau pe 22 de trasee, desfășurate pe 131 de kilometri, cale dublă. Anii 50 sunt anii primului vagon de mare capacitate, cu 156 de locuri, două boghiuri și trei uși de acces, rămas cu denumirea de festival. În aceeași perioadă, se construiește primul troleibuz românesc. În anii 70 și la începutul anilor 80, trebuie spus că ITB era a patra întreprindere de transport urban din lume, sub aspectul mărimii parcului de vehicule, al suprafeței deservite și al numărului de angajați. Parcul depășea 2500 de autobuze, 800 de tramvaie și 700 de troleibuze, sute de maxi-taxi și peste 1000 de taximetre, iar întreprinderea avea peste 35.000 de salariați. Revoluția din 1989 permite și conduce la așezarea transportului public urban din capitală pe noi coordonate. Întreprinderea de transport București se transformă în Regia Autonomă de Transport București. Ținând seama de condițiile urbanistice ale Bucureștiului, de creșterea masivă a traficului, de necesitățile de transport ale cetățenilor și de modernizarea infrastructurii stradale puse în practică de autoritățile municipale, RATB a elaborat o strategie bazată pe proiecte orientate în câteva direcții principale. Un accent deosebit a fost pus pe modernizarea parcului de vehicule. Un alt obiectiv strategic pentru RATB l-a constituit reabilitarea șinelor și modernizarea infrastructurii, cu deosebire a celei electrice pentru tramvaie. Beneficiile majore ale acestui program de reabilitare sunt creșterea ofertei de transport cu 20%, creșterea cu circa 10% a încasărilor pe traseele modernizate, reducerea cheltuielilor de exploatare, reducerea cu circa 15% a cheltuielilor cu energia, creșterea duratei de viață a infrastructurii cu până la 20-30 de ani, creșterea fluxului traficului, reducerea poluării chimice și fonice generale, creșterea atractivității transportului public. Totodată, s-a optimizat fluxul de circulație în vederea întreținerii și parcării.
Un alt punct al strategiei de modernizare a activității RATB este reprezentat de implementarea unui modern sistem automat de taxare, care permite integrarea tarifară a mai multor operatori de transport public din București. RATB a diversificat serviciile oferite prin crearea primei linii turistice sezoniere cu autobuze supraetajate Bucharest City Tour, care s-a dovedit un adevărat succes. Tot la categoria succese se înscriu primele căi proprii de rulare instituite pentru tramvaiele liniilor 21, 1 și 10. După separarea liniilor de tramvai de traficul general, s-au obținut timpi mai mici de așteptare în stații, o viteză sporită de exploatare și o capacitate de transport cu 20% mai mare. Aproximativ 2700 de călători pe oră și sens. Aceste culoare pot fi utilizate și de autovehiculele de urgență, ambulanțe, poliție sau pompieri. Din septembrie 2018, compania revine la denumirea istorică, Societatea de Transport București. În noua formă de organizare, STB SA poate accesa credite și fonduri europene, în scopul asigurării unor condiții de transport la un nivel de calitate contemporan.